Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi avem un invitat care ne impresionează foarte mult pe amândoi, și pe Răzvan și pe mine, pentru că nu avem nici cea mai vagi idei, avem, ba nu e adevărat, dar avem doar vagi idei despre domeniul lui de expertiză. Ca toți elevii din România, am auzit și noi în clasele de liceu de situri precum Gumelnița, Cucuteni sau Hamangia, dar ne-au rămas numele, eventual câteva imagini și cam atât. Cu alte cuvinte, Cătălin Lazăr este specialist în arheologie neolitică, este unul dintre puținii specialiști români în acest domeniu, care, sper că vă veți da seama în cursul acestei emisiuni, este un domeniu absolut esențial pentru cunoașterea umanității. Da? Este una dintre perioadele cu cele mai profunde schimbări în evoluția umanității. Este efectiv un moment de cotitură în evoluția umanității. Așadar, vom vorbi cu Cătălin Lazăr despre neolitic, despre propria lui dezvoltare ca arheolog. Așadar, Cătălin, bine ai venit în emisiunea noastră și întrebarea este care a fost parcursul tău și cum de-ai ales această specializare în cultura neoliticului? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, iar în al doilea rând, ca să vă răspund întrebării adresate, pot să vă spun că pur și simplu a fost o șansă, să spun așa, pentru că dacă mă raportez la ce spuneați mai devreme vis-a-vis de cărțile de istorie, cum era prezentată preistoria, mă rog, în preistorie intrând inclusiv neoliticul, mai precis sub sintagme marxiste gen comuna primitivă și așa mai departe, și pozele alea urâte, alb negru, care erau manualele old school de istorie, cred că nimeni nu s-ar apuca de perioada aceasta. Însă, cum am spus și cu alte ocazii, dacă ai la un moment dat ocazia să, nu știu, să întâlnești oamenii potriviți care să-ți deschidă mintea, sufletul, ochii vis-a-vis de această perioadă extrem de importantă, definitorie și un fel de landmark la un moment dat în istoria umanității, îți vei da seama că e mai mult decât ceea ce ni se prezenta nou în manualele de istorie. Fie că era vorba de cele din ciclul gimnazial, fie că era vorba de cele din ciclul liceal. Și, mă rog, neolitic înseamnă mai mult decât niște vase frumoase, niște capodopere artistice sau monumente. Înseamnă un nou stil de viață, un moment de cotitură major în istoria umanității, ale căror efecte le vedem și noi astăzi și fără de care, lucru cel mai important, nu am fi ajuns în punctul de evoluție în care ne aflăm noi astăzi. Acum, ce să vă spun? Eu am terminat facultatea la Constanța, am avut șansa să am un profesor care, bun, s-ar putea o bună parte dintre publicul dumneavoastră să-l cunoască, domnul Puiu Hașoti, cunoscut mai mult pentru activitatea sa de politician, probabil decât de cea de arheolog, însă șansa a fost mare pentru că domnia sa, când am început facultatea la mijlocul anilor 90, tocmai se revenise în țară după o bursă Fulbright în Statele Unite ale Americii, motiv pentru care, evident, a venit și cu un bagaj, să spunem, pedagogic și o nouă viziune asupra modului în care trebuie tratat această perioadă, alături de numeroase cărți după care ne făceam toți Xerox și așa mai departe. Și cu un stil particular de a preda și aborda probleme legate de neolitic, adică dincolo de ceea ce spuneam mai devreme și suntem toți familiarizați în cărțile de istorie. Motiv pentru care, comparativ cu ceilalți profesori pe care am avut, care predau alte perioade, nu știu, clasice, mediu și așa mai departe, mi s-a părut foarte, nu știu să folosesc un neologism, dar nu vine un sinonim în limba română, catchy. Motiv pentru care am început să aprofundez perioada respectivă și de când m-am apucat în anul întâi de facultate, la mijlocul anului 90, iată că suntem în 2021, numai cu asta mă ocup și aparent este foarte interesant. Și, mă rog, arheologia, prin definiție, de fapt, tot timpul naște întrebări ale căror răspunsuri nu le putem afla pe loc și sunt convins că nu eu personal
Întrebările pe care le-am despre perioada asta, că sunt o grămadă de întrebări care la un moment dat te țin viu și nu știu, îți dă niște provocări de astea existențiale, profesionale, foarte puternice, îți pune mintea la contribuție și te gândești tot timpul și cauți soluții și așa mai departe, te țin în viață și îți dau de fapt un scop foarte, foarte bine definit și, mă rog, trebuie să înțelegi toate răspunsurile în timpul vieții noastre, dar tocmai asta este farmecul. La un moment dat e o chestie care se perpetuează și ceea ce punem noi astăzi răspunde la niște întrebări, generația viitoare vă răspunde la alte întrebări. Cătălin. Cam atâta. Sper că a fost pe obiect la răspuns. Cătălin. Așa, așa, Răzvan. Bun, mi-a plăcut foarte mult ce ai zis, pentru că trebuie să-ți mărturisesc. Mie mi-a plăcut foarte mult istoria când am fost în școala generală, în liceu, după Și aceea. mie, o să râzi, da, și mie. Dar aveam groază când deschideam manualul la primele pagini. Bun, cum ai zis și tu, Ader, pozele alea urâte, limbajul de lemn, după care îmi plăceau antichitatea, Evul Mediu, pentru că aveam impresia că pui niște cărniță pe os. Ai ceva mai mult, bun, ai literatură, în primul rând, ai izvoare scrise, poți să interpretezi mai mult. Și, nu, poate, bun, am avut ghinion, n-am reușit să dau peste cineva care să mă inspire, dar cum faci să reușești să pui întrebările potrivite, să capete culoare această perioadă a lumii în care ai, până la urmă, doar niște obiecte. Atât, n-ai inscripții, n-ai texte, n-ai... Da, o să încep încercând să-ți răspund, să-ți explic de fapt de ce ți se părea mai fascinantă la un moment dat antichitatea, capitolele de antichitate versus cele de preistorie din manualele de istorie. Pentru că, evident, tendința noastră la un moment dat, indiferent de nivelul la care ne aflăm de pregătire, de înțelegere, este să raportăm, neapărat că ne propunem chestiunea aceasta, ci instinctual, ceea ce vedem legat de trecut, vis-a-vis de anumite evenimente, acțiuni, nu știu, fenomene, artefacte, obiecte și așa mai departe, la setul nostru de valori contemporane. Ei, când te duci la antichitate deja și vezi, nu știu, vezi niște coloane, vezi ceva care seamănă cu o casă, vezi, nu știu, obiecte care sunt mai familiare, auzi că au scriere și așa mai departe. Evident, ai la un moment dat o tendință, nu neapărat și intelectuală și emoțională, cred, să te atașezi mai mult de perioada respectivă, pentru că îți dă acel sentiment de siguranță că înțelegi mai bine decât o perioadă care este reprezentată doar prin obiecte. Aceasta ar fi o explicație, nu știu dacă este că n-ai știut undeva, dar este, asta spunem așa, am pus, din ce mi-ai spus tu, cum cred eu că stau lucrurile vis-a-vis de percepția manuală versus percepția noastră. Acum, vis-a-vis de întrebări. Cum reușim să adresăm aceste întrebări? Evident, ca în orice demers de cercetare, de frontieră, pentru că asta, absența surselor scrise și a celorlalte surse complementare de informații pentru perioada aceasta istorică, de fapt, că până la urmă tot de istoria umanității vorbim, fie că îi spune preistorie, protoistorie, istorie, tot despre istoria noastră ca specie, ca indivizi, care la un moment dat are la bază întrebarea de unde suntem, de unde venim, încotro mergem, de ce am făcut anumite lucruri în anumite perioade și așa mai departe. Întrebările pornesc, din punctul meu de vedere, și modul lor de adresare corectă, pornesc de la datele pe care le avem. După cum bine ai remarcat, în bună parte, majoritatea informațiilor pe care le avem noi provin din cercetările arheologice. Deci avem dovezi de natură materială. Și mă rog, acest lucru nu este valabil doar pentru, nu știu, pentru neolitic. Aveți în vedere perioada paleolitică anterioară, care, bun, e cea mai lungă perioadă din istoria umanității paleoliticul, dacă să bine să ne gândim, dacă raportăm la scara de ani, cum este și firesc când discutăm despre istorie. Gândiți-vă la picturile rupestre, de exemplu. Tot la fel, ai niște reprezentări sau la cele statuete celebre, precum Venus din Willendorf și așa mai departe. Avem niște dovezi materiale și atât despre acei oameni. Evident, setul de întrebări, noi, la acest moment, sau să spunem eu, generația mea, când ne-am început procesul de formare și până când am apucat să profesăm în domeniu, deja am avut avantajul că au mai fost cel puțin mai multe generații înaintea noastră care au formulat diverse întrebări. Iarăși, ca în orice demers de cercetare, ca orice proces de aprofundare a unor subiecte, indiferent de domeniu, evident, la anumite momente e
chestiunea aceea, trials and errors, și poți la un moment dat chiar să adresezi întrebări de cercetare greșite, întrebări vis-a-vis de trecut, vis-a-vis de probleme respective. Dar, la fel ca în orice alt domeniu, fac parte din procesul de cercetare, de fapt. Și cum sunt ele la un moment dat abordate la nivel logic. Logic și de cercetare, neapărat al conținutului întrebării respective. Așa, revenind un pic la întrebările, nu, pentru că am oarecum generației mele, să spun, celor care, să spunem, ne ocupăm de această perioadă în prezent. Pentru că ne-a fost mai simplu, pentru că deja știam seturi de întrebări greșit adresate anterior, aveam o bază de informații, existau deja numeroase situri să poate mai mult sau mai puțin complet, mai mult sau mai puțin bine cuantificate din punct de vedere științific, pentru că acum, ca o paranteză, vă dați seama, începuturile arheologiei au fost ca orice perioadă de pionierat în orice domeniu de cercetare. Nu poți să spui, domne, făceau chestii de high-end și, domne, ne raportăm la ele. Da, important este probabil demersul inițial, incipient, pentru că au început să descopere, au adus la lumină anumite artefacte și de aici s-au născut alte întrebări. Însă poate metodologic sau din punct de vedere al abordărilor, să spunem, de interpretare, interpretative legate de trecut, probabil au fost cele mai corecte soluții. Dar asta face parte iarăși din istoria cercetării, modul în care la un moment dat și o disciplină se cristalizează, crește asemenea unui copil. Începe de la o vârstă fragedă, când ești mai naiv și așa, dai cu capul peste tot și îți închipui, nu știu, Făt Frumos, Zâna Măseluță și alte personaje din acestea și mergi mai departe, te maturizezi treptat. De fapt, în orice disciplină, procesul ăsta este similar la un moment dat de înțelegere și de, nu știu, de maturizare a disciplinei în sine și a întrebărilor pe care le adresează. Așa că, revenind la partea materială, am plecat de la zero și, evident, știam unde sunt la un moment dat piesele lipse din marele puzzle care prezintă imaginea din trecut și am putut să punem, adresăm întrebările pe acele piese în zonele lipsă, știți, ca un puzzle care este incomplet, să țintim acolo. Pe de altă parte, mai am avut și avantajul progreselor tehnologice. Progresele tehnologice care, ca peste tot, mai ales pe al doilea război mondial, și-au pus amprenta asupra civilizației noastre, asupra diferitelor discipline de cercetare, inclusiv arheologiei. Deci când arheologia a ajuns să facă apel la alte metode de investigație, privind, nu știu, compoziția, originea, subdiscipline sau instrumentar sau metodologii în domeniul chimiei, fizicii, biologiei și așa mai departe, evident, atunci când ai date despre, nu știu, găsești un artefact care îl constați că, nu știu, găsim la București și el are, de fapt, sursa de materii prime este undeva, dau un exemplu aberant acum, nu știu, la Paris. Evident că ți se nasc niște întrebări interesante. Măi, ce-i cu acest obiect? A venit gata prelucrat acolo, au adus materie primă și au prelucrat în atelier local și așa mai departe. Acesta a fost doar de exemplificare, vă dați seama. Dar cât ai mai multe analize, date complementare la cele oferite doar de artefacte sau de ecofacte, inerent se nasc și alte întrebări. Ai în vedere, gândește numai revoluția cu ADN-ul din ultimii 10 ani, câte semne de întrebare și câte întrebări noi despre oameni în general, din toate perioadele istorice pe care s-au realizat aceste analize, s-au născut. Asta ne ajută să punem o întrebare foarte bună. Sunt foarte curios să ne spui, în formația ta, în trecutul tău concret academic, care au fost pașii? Ai început la Constanța, după care ai fost la București pentru doctorat. Da, am făcut facultatea și masterul deci la Constanța, după care am făcut doctoratul la Academia Română Institut de Arheologie Vasile Pârvan sub coordonarea doamnei dr. Silvia Marinescu Bâlcu, unul dintre cei mai buni specialiști în perioada neolitică din România. Am avut o teză de doctorat legată de practicile funerare din perioada neolitică pe teritoriul României, care mi s-a spus de când am ales că e un subiect foarte mare, dar eram tânăr și ambițios și am zis, nu, că o fac. Am făcut-o în final, dar nu în 7 ani, am făcut-o 9, dar nu mai contează. Ulterior am avut un proiect postdoctoral câștigat la UFCDI, am mai beneficiat de diverse stagii de pregătire prin străinătate, iar ulterior, după susținerea doctoratului, am avut iarăși ocazia bună să lucrez în diverse proiecte de cercetare, unele câștigate de mine, toate prin competiție, să ne înțelegem, altele internaționale, în diverse echipe,
să cunoști oamenii potriviți din arheologie românească, care, bun, operează, să spunem, tot în zona interdisciplinară și după aia oportunitatea de a ajunge la Universitatea București, de a dezvolta divizia Archeoscience pe care o coordonez și de a oarecum să încerc la un moment dat să reduc acest gap care există din nefericire între România și, mă rog, țările din sud-estul Europei și Europa de vest și Europa centrală din punct de vedere al trendurilor de cercetare în domeniul științei. Cam atât, asta ar fi povestea mea pe scurt, short version, știi? Da, m-a interesat foarte mult treaba asta, pentru că sigur din ce ne-ai povestit, trebuie să lucrez cu echipe foarte largi, nu se mai poate face arheologie pe cont propriu, cum absolut de acord. E imaginea romantică pe care o vedem în filme, o știm din secolul XIX, dar acum trebuie să lucrez cu biologi, cu zoologi, cu fizicieni, chimiști, adică... Este absolut necesar. Arheologia nu mai este la acest moment doar o disciplină care se ocupă, exact cum ai spus tu, mă rog, imaginea clasică, probabil care toată lumea când spui cuvântul arheolog te gândești, nu știu, la un căutător de comori, eventual gen profesorul Jones, Indiana Jones, nickname-ul era de fapt Henry Jones și mai departe, dacă era academic, dacă țineți minte chiar și în filmul lui George Lucas, adică preda omul la universitate, avea viață academică și probabil una dintre cele mai frumoase replici din filmul acela, dincolo de nuanța extrem de romanțată a meseriei de arheolog, a fost aceea. Ca să devii un bun arheolog, trebuie să părăsești biblioteca, adică era cu referire directă la field și la activitățile de teren. Mie mi-a plăcut foarte mult replica respectivă. Dar revenind la acest moment, într-adevăr, este indispensabil. Nu mai poți face doar așa, bă, eu sunt arheolog, știu istorie, știu perioade și mai departe. Ai nevoie de o grămadă de date interdisciplinare pentru a completa imaginea civilizațiilor din trecut. Cu atât în cazul lui Schliemann eram citit Iliada și sap unde simt eu că trebuie. Exact, am mers poate și un pic în zona paranormală, adică de feeling și așa mai departe. Nu, și el, adică dincolo de, să spunem, carențele metodologice, că una peste alta există niște carențe metodologice în abordările lui și de la Micene și de la Troia. Nu discutăm despre ele, însă faptul că a avut posibilitatea, exact și vă spuneam la început, să deschidă această cutie, să deschidă niște lucruri care, până la urmă, trebuie văzută partea plină a paharului. Hai să nu ne focusăm pe ceea ce a fost făcut negativ, să ne focusăm pe ceea ce a fost pozitiv. Pentru că, până la alta, știți cum este? Și o eroare, la un moment dat, reprezintă tot un pas înainte. Reprezintă, de fapt, o experiență care te ajută să mergi mai departe, Cătălin, și să te aprofundezi date mai bune. Da? Cred că trebuie să luăm o pauză, o scurtă pauză publicitară și revenim. Dar să vorbim neapărat despre Neolitic imediat după pauză. Trebuie, e mandatorii.
Am revenit în direct în emisiunea Metope, l-avem ca invitat pe Cătălin Lazăr și vorbim despre arheologie. Acum vreau să intrăm în, cum se spune în franceză, dans le vif du sujet, și anume neoliticul. Cum îl definim? Da? Când începe neoliticul? Când se termină? Și de ce e atât de important în evoluția umanității? De ce reprezintă o transformare atât de radicală a modului de viață, a tehnologiei, a modului de a locui? Da? Toate lucrurile astea vin din neolitic și te rog foarte mult să ne spui când anume se situează și cum apare această transformare atât de radicală. Da, înainte de a răspunde efectiv la întrebarea ta, trebuie să avem în vedere că, ca orice perioadă, mă rog, mai mult sau mai puțin, neoliticul nu putem să spunem că peste tot pe glob, în toate regiunile, are o perioadă, o dată fixă de început și o dată finală de terminare, să spunem așa. În cazul, să spunem, emisfera nordică, partea care ne interesează pe noi, partea cu Europa și Orientul apropiat, înainte de originea lui se află în așa numită semilună fertilă. Ce este semilună fertilă? Este, de fapt, coasta de est a Mării Mediterane, toată zona unde Siria, Israelul și așa mai departe, până spre Sinai. Acolo a fost un pol inițial de descoperire așa numitului neolitic. Însă, înainte să spun ce înseamnă acest neolitic și a vă da și niște repere cronologice, hai să vedem ce înseamnă neolitic. Neolitic, una peste alta, este un termen definit de John Lubbock la mijlocul secolului XIX, atunci când el face o împărțire a preistoriei în trei mari etape și definește și neolitic cu epoca nouă a pietrei în traducere. Și dacă ar fi să discutăm strict din punct de vedere al semnificației, reprezintă doar o convenție. Este un termen definit convențional pentru a defini un anumit tip de cultură materială care poate fi plasată într-un cadru cronologic clar și care, în consecință, definește caracteristicile, să spunem, socioeconomice, poate și religioase, ale unor comunități umane care au ocupat un spațiu geografic. Dacă ar fi să mă întrebați, așa aș spune mai mult sau mai puțin. Pentru că există neolitic în alte părți ale lumii? Există și în alte părți ale lumii. Deci nu numai la și Nordul Africii există neolitic, există și în China neolitic. Există și în alte zone. Nu asta este problema. Însă, eu aș insista un pic asupra noțiunii acestea care am spus că e convențională, pentru că, la fel ca și numele de culturi, că tot am vorbit la preîntâlnirea noastră de ieri despre acestea, reprezintă o convenție. Vă dați seama că oamenii, nu știu, acum 6.000, 7.000 de ani, 8.000 de ani în urmă, ei nu, în primul rând, nu spuneau, domne, noi trăim în neolitic, clar, ăsta e brandul nostru și așa mai departe. Este, nu știm, probabil, de ce nu trebuie să excludem, probabil își defineau și ei la un moment dat timpurile în care au trăit și le defineau într-un mod sau altul. Nu, tot să nu-i ducem într-o zonă de-aia, adică de neperceperea timpului și a ciclicității acestuia, că mod sigur o aveau, pentru că făceau agricultură. Sigur, creșteau animale care uneori implică mutarea turmelor și așa mai departe, transumanța și timp și așa mai departe. Deci în mod clar au conștienți de trecerea timpului și modul în care acesta are o anumită ciclicitate. Însă cum defineau ei perioada în care trăiau, până nu se va inventa călătoria în timp, nu vom ști. Însă, să spunem, ca oameni de știință trebuie să operăm până la urmă cu niște termeni la care să ne raportăm și fie ei convențional, chiar dacă n-au ei neapărat de a face cu realitatea istorică sau cum probabil își închipeau oamenii de acum 6.000, 7.000 de ani, 8.000 de ani perioada sau își defineau perioada în care trăiau, trebuie să operăm cu acest termen. Acum, ce înseamnă neolitic? Neolitic, plecând de la observațiile inițiale din prima parte a emisiunii, când constatam cu toți și am fost de acord că cărțile de istorie, când vorbim de preistorie, de neolitic, erau clar niște pagini care nu ne plăceau în cartea de istorie și mai ales nu neapărat datorită conținutului, ci modului
conflictul tehnic. Exact de prezentare, adică nu erau prezentate lucrurile importante, că sunt convins că dacă s-ar fi prezentat, nu știu, cum să prezinta astăzi, mai puțin la noi, dar... Dar mai e ceva, Cătălin, eu cred că pentru a aprecia interesul neoliticului trebuie să ai deja o educație destul de avansată, ca să înțelegi cu adevărat ce se întâmplă atunci. Ce poți să pretinzi la un copil care vede niște, mă rog, artefacte din piatră care nu-i spun mare lucru în comparație cu statui grecești sau romane sau cu mumii de faraoni. Dar deci e normal să nu fie pasionant. În schimb, pentru oameni cu anumită maturitate, neoliticul devine pasionant, pentru că e momentul în care apare agricultura, în care apar anumite tehnici noi, totul noi, domesticirea animalelor. Da? Vreau să vorbim despre asta. Care animale sunt domesticite în neolitic? Care sunt domesticite înainte și care mai târziu? De pildă, câinele este domesticit deja înainte de neolitic, dar e cel mai vechi companion al omului. Apoi vin animalele domesticite în neolitic, da? Vaci, capre, oi. Găinile când sunt domesticite? Mai devreme, epoca bronzului. Nu tot mai târziu, exact. Și atunci calul tot așa este domesticit în epoca bronzului. Da, în perioada de tranziție. Da, în principal asta vrea să fie următoarea parte de răspuns din partea mea. Adică ce înseamnă neoliticul? Neoliticul mai nou, cel puțin în manualele și, mă rog, în lucrările de specialitate, de străinătate, este definit cu așa numitul neolitic package. Adică un pachet de inovații și descoperirea ale civilizației umane, care par simple, dar care sunt extrem de importante. Și să le luăm pe rând. În primul rând, cea cu domesticirea plantelor și animalelor. Acum, nici în perioadele anterioare, omul nu a fost străin de animale sau de plante, că erau vânători cu legături, hunter-gatherers. Este foarte clar lucru. Cum ai spus și tu, Teodor, deja câinele domesticiseră încă din Paleolitic superior. Există dovezi și așa mai departe. Deci nu erau chiar atât de străini de anumite idei. Cu plantele la fel, culegeau pentru că consumau și plante culese, iar mama natură oferea destul de multe lucruri. Însă, acel shift la un moment dat, din punctul meu de vedere, când cineva își pune problema, un omuleț sau o omuleață, să spunem așa, ghilimele de rigoare, îi apare acel beculeț aprins exact ca în desene animate și spune, băi, ce rost are să cultivăm, să culeg tot timpul, să mă duc până la copac cu X care am așa distanță? Ia să iau niște semințe să pun pe unde stau eu, poate cresc și așa mai departe. Adică, scuze-mă, un leneș este responsabil pentru progresul omenirii. Da, nu știu dacă un oportunist aș spune mai degrabă, pentru că una peste alta, toate speciile biologice, că vorbim de speciile vegetale sau speciile animale, toate dau dovadă de această adaptabilitate și oportunism, care este de fapt o reflecție a uneia dintre principiile de bază care guvernează viața, instinctul de conservare. Celălalt este cel de perpetuare a speciei. Motiv pentru care a deveni un pic pragmatic și a te adapta, adică a ți obține anumite lucruri de care ai nevoie într-o formă mai simplă, este un demers cât se poate de natural din punctul meu de vedere și care răspunde unor cerințe pe care poate nu toți le văd, dar cel puțin cei care au avut acel beculeț și au ajuns la această concluzie să facă chestiunile acestea, au adus un progres real. Pentru că atât agricultura, cât și mai puțin poate creșterea animalelor, duc la următorul element extrem de important, sedentarizarea. Bun, că și în mezolitic existau așezări sedentare sau vazi-sedentare, că și cei din paleolitic, în funcție de direcțiile sau, mă rog, mișcarea turmelor sau în funcție de sezoane, și ei mai aveau, să spunem, locuiri în pește sau sunt în adăposturi de stânci semi-permanente. Da, într-adevăr, era ceva, dar atunci când ai ajuns să construiești propriu-zis, să construiești de la zero, să construiești casă, să construiești sate, să construiești chiar proto-orașe, în adevăratul sens al cuvântului, să-ți faci sisteme de delimitare ale așezărilor, să-ți pui problema de realizare de schimburi pe distanțe mari, de a ține legătura cu alte comunități, de a face schimburi de bunuri și așa mai departe și produse, deja lucrurile se schimbă capital. Iarăși, această perioadă, dincolo de cele trei elemente, mai are o serie de inovații care vin în completarea celor cunoscute anterior. Dacă anterior știm clar că uneltele erau în principal din piatră cioplită,
mezolitică apare și șlefuită, os, corn și așa mai departe, acum apare o invenție la fel de importantă, cea a lutului, a ceramicii, pentru că lutul, bun, mă sigur foloseau și ceilalți, dar s-a ajuns să faci recipiente din lut la o scară atât de mare, este iarăși, unii chiar discută de domesticirea lutului ca un al treilea element de domesticire specific populațiilor neolitice. Iarăși, spre mijlocul perioadei de dezvoltare a acestui stil de viață neolitic, iarăși încă o invenție, mă rog, încă o inovație capitală, descoperirea unei alte materii prime, metalul, tot acum este prima oară prelucrat în această perioadă. Așadar, acest neolitic pe ce metale prelucrau în neolitic? Pentru că în primul rând, bronzul apare mai târziu ca aliaj. Da. Nu, cupru în principal, da, sursele de suprafață cuprifere și aurul în general aluvionar. Pentru că există dovezi, mă rog, s-au făcut diverse analize, în principal privind proveniența aurului și majoritatea este aur aluvionar, care a recoltat din diverse bazine de râuri. Dacă aveți un pic, vă gândiți așa un pic, exact cam cum făceau febra aurului în Alaska, dacă țineți minte episodul celebr din istorie. Și chiar există și recipiente ceramice, inclusiv la noi în țară există descoperite, în sudul României, care sunt niște tăvi, mă rog, de diametre destul de, să spunem, medii, care permit să fie ținute și care au niște chestii verticale cu perforații între ele și care dacă pui apa și îl pui în râu, exact mai mult sau mai puțin similare cu instrumentele pe care le foloseau căutătorii de aur. Deci ne-am adaptat la un moment dat, perioada aceasta este o perioadă majoră de adaptare a umanității. Da, este schimbarea modului de viață. Bănuiesc că are un impact asupra demografiei, o creștere semnificativă a populației, sau? În general știm, ne uităm mai în zilele noastre, în punctul meu de vedere, că trăim în cea mai bună perioadă de dezvoltare a umanității și de aia am ajuns și la peste 8 miliarde de locuitori. În general, perioadele care sunt stabile, să spunem, din punct de vedere economic, din punct de vedere climatic, din punct de vedere social și, mă rog, să spunem și politic, mă rog, e un pic speculativă chestiunea, însă cred că existau niște structuri de conducere, de putere care definesc comunitățile respective, inerent asta conduce la un moment dat și la o creștere demografică. Însă, dincolo de creșterea demografică, eu aș mai insista asupra unui lucru foarte important. Aș insista asupra unei definiții date inițial de către Gordon Child pentru această perioadă, care a vorbit de revoluție neolitică. Gordon Child, mai mult sau mai puțin sub influența ideilor marxiste, deci nu era chiar așa de british, să spunem, 100%. Așa de inocent. Dar o bună perioadă a fost criticat acest termen de revoluție neolitică, fiind de sorginte marxistă și așa mai departe. Mă rog, ideea era clară, revoluția neolitică, iar el mergea spre următorul punct major din evoluția umanității, revoluția industrială, James Watt, motorul cu abur și așa mai departe, care au marcat istoria umanității. Însă, recent, în ultimii 5-6 ani, sunt tot mai mulți specialiști care revin la un moment dat asupra acestui termen mult hulit anterior, mai ales anii 60, 70, 80 și mai ales de către arheologia teoretică anglo-americană de revoluție. Pentru că dacă stăm și analizăm acest neolitic package care duce la un nou stil de viață, un stil de viață totalmente diferit de cel anterior și care este însoțit de progrese și așa mai departe, poate fi încadrat fără niciun fel de problemă în acest termen de revoluție, într-un termen care, când îl spui, spui ceva care într-adevăr a schimbat capital istoria umanității. Trebuie să avem în vedere că poate pentru mulți pare atât de simplu că vedem în jurul nostru, găsim pâine, găsim grâne, vedem holdere și așa mai departe, dar gândiți-vă că fără acest punct important în istoria noastră, celelalte puncte de evoluție, antichitatea, evul mediu, epoca modernă și unde suntem noi astăzi n-ar fi fost posibile. Par niște lucruri simple pentru noi, ce creșteau animale, ce e așa de spectaculos sau cultivau plante. Însă, acela a fost punctul de pornire. Punct de pornire care a schimbat nu numai modul de concepere a economiei, nu numai că au structurat într-o manieră diferită societățile, au condus probabil la o modificare majoră și a sistemului
abstract, mistic, religios, la practici funerare noi și așa mai departe. Însă, că tot ne discutăm și suntem la modă cu vorba aceea, cu criza sanitară, cu criza pandemică, coronavirus. Însă, a modificat inclusiv interacțiunea noastră cu natura. Pe de o parte, au existat chestiuni benefice, pentru că ne-am adaptat, nu știu, la lapte, schimbări majore la nivelul sistemului digestiv, adaptabilitate către produs, alt gen de produse, însă în același timp am pierdut alte lucruri pe partea de imunitate. Iar virusurile zoonotice, că tot vorbim de coronavirus zilele astea și așa mai departe, nu este o noutate. Din momentul în care am decis să creștem animale, să trăim în proximitatea animalelor, aceștia au existat de-a lungul istoriei și sunt documentate episoade și, în mod sigur, există și alte episoade nedocumentate sau nedemonstrate istoric. Este doar încă un element care demonstrează că orice inovație are două tăișuri, adică are cea benefică, cea bună, care probabil are o pană nemângâie și cea care are, de fapt, un tăiș care întotdeauna există și consecințe negative. Întotdeauna există o dualitate în genul ăsta de inovații. Știm și cu bomba atomică și cu alte chestiuni care au condus la progres de-a lungul timpului. Cam asta este tăișul. Iar, bun, coronavirus probabil în 2 ani de zile nu vom auzi de el, dar în mod sigur în câțiva de zile după vom auzi de alte virusuri zoonotice. Așa că trebuie să fim un pic mai chill la un moment dat, să luăm lucrurile ca atare, pentru că fac parte, de fapt, din viața noastră și în evoluția noastră ca specie în comuniune cu natura. Lucru pe care noi l-am cam uitat acum, pentru că este sub zodia tehnologiei. Mi se pare că suntem, wow, totul este tehnologic. Pentru că ai te-ai specializat, ai făcut un doctorat despre practici funerare, trebuie spus că cimitirul e o invenție a neoliticului. Adică apariția cimitirelor este o marcă a neoliticului. Da, în primul trebuie să avem în vedere următorul aspect, că însă termenul în sine, când îl percepem noi din perspectiva omului modern, contemporan, ce înseamnă cimitir? Cimitirul înseamnă un spațiu strict dedicat înmormântării celor decedați, celor dragi sau celor mai puțin dragi, de ce nu, că să practică din rațiuni sanitare, să practică și în groparea celor mai puțin dragi și chiar a dușmanilor uneori, dar însă el este totuși, face parte dintr-o dihotomie foarte clară, domestic, funerar. În general, cimitirul este o zonă separată de zona domestică, zona de locuire, zona în care locuim, un fel de oraș al morților, că de fapt asta înseamnă necropolis, termenul, dacă e să mergem etimologic, și spațiul celor vii. Bun, acum experiența noastră contemporană arată că de cele mai multe ori cimitere sunt înglobate în așezări urbane sau chiar și în așezări rurale, nu mai există o separare foarte clară. Însă, această idee de apariția unui spațiu dedicat celor morți apare în această perioadă, cum bine ai spus tu, Teodor. Însă este în același timp strict legată de apariția așezărilor sedentare. Una fără alta nu știu dacă s-ar fi inventat. Așa, zone de mormântare, nu știu dacă specifice, dar să spunem de gruparea mormântă, există și în perioadele anterioare, și în mezolitic, și în paleolitic. Nu asta e problema, că e vorba de intrări de pește. Da, dar pește nu sunt cimitire. Exact, nu cimitire foarte clare. Iar apar și mari. Așa. Iar vorbim de package, cum ziceai mai devreme, adică ai sedentarizare pe de o parte și apariția cimitirelor. Ele oarecum merg împreună. Merg la pachet, cum s-ar spune, deci una determină pe cealaltă. Poate că ar trebui, dacă discutăm de sedentarizare, bun, ai menționat, Cătălin, ai vorbit despre sate și despre orașe, sau hai, proto-orașe. Dar care este mai exact diferența? Când vorbim despre sate, când vorbim despre proto-orașe, hai să le spunem, unde sunt aceste situri? Unde putem să... Întrebarea este foarte interesantă și în același timp poate naște și anumite confuzii. Însă, dacă să un pic bine să ne gândim la, până la urmă, transpunerea acestor termeni care sunt specifici unui sistem administrativ de percepere a aglomerărilor urbane din prezent în trecut, implică că ne raportăm mai mult sau mai puțin la aceleași elemente care definesc aceste lucruri, nu? Că de fapt despre asta este vorba. Cam asta s-a întâmplat și la nivelul arheologiei. Adică la un moment dat termenii respectivi au fost preluați.
Trebuie să aveți în vedere că multă vreme arheologii au preferat să utilizeze, cel puțin pe perioadele acestea vechi, termeni gen așezare, adică termeni nu știu cât de mult neutri, dar care să nu dea niște conotații moderniste, contemporane, descoperări respective. Însă, la un moment dat, inerent, când ai un set de date mari, adică ai mai multe situri cercetate și constați, da, unele sunt mari, unele sunt pe sute de hectare, pe zeci de hectare, altele sunt pe... Hai să dăm niște exemple concrete. Nu știu, mă gândesc la așezări din Turcia, nu? Asta, Çatal Hoyuk, nu? Ăla da, e mare, da. Ăla e deja mare, un oraș. Da, se poate discuta de proto-urbanism, la fel cum se poate și în cazul Ierihonului. Celebrul Ierihon, așezarea... Ierihonul neolitic. Da, Ierihonul din perioada neolitică se poate discuta despre un veritabil oraș, pentru că atunci când ai, nu știu, o aglomerare urbană de chestiuni, de construcții, de locuințe, de spații utilizate pentru diverse activități delimitate cu turnuri circulare de piatră, cu zid de piatră, deja te poți crede în evul mediu, deja nu în neolitic. Iarăși, așa numitele megasituri din Ucraina, care sunt, mă rog, specifice perioade de final a neoliticului, când ai pe zeci, sute de hectare așezări cu locuințele puse în cercuri și așa mai departe. Se poate evalua numărul urmane. Locuitorilor? Ierihonul, de pildă, sau Çatal Hoyuk? Din punctul meu de vedere, și mă rog, și al altor specialiști, teoretic poți să evaluezi orice statistic discutând. În principal, statistic are niște formule și bunele s-a încercat să fie aplicate și pentru arheologie. Pornind de la dimensiunile spațiilor locuite cunoscute, poți să faci o medie la un moment dat de câți indivizi, păstând un metru pătrat necesar existenței, unei existențe normale oricărui individ, să faci o evaluare a numărului de oameni posibil care au existat. Al doilea element care s-ar putea indica acest lucru, evident, sunt numărul minim de indivizi descoperiți în cadrul descoperirilor funerare. Însă, eu ce vă pot spune? Că v-am dat două direcții la un moment dat prin care am putea să aflăm sau să estimăm la un moment dat dimensiunile reale ale populației respective, pe anumite perioade cronologice. Mai trebuie să avem în vedere speranța de viață a generațiilor respective, pentru că dacă ne uităm un pic la ce date avem, cel puțin din punct de vedere antropologic, vis-a-vis de populații respective, de unde reiese clar că media, speranța de viață este undeva 30, 35, 40 de ani, adică mult mai mică decât în zilele noastre, evident și generațiile sunt mai scurte la un moment dat. Și trebuie să ai în vedere cum pui toate aceste lucruri într-o formulă, să faci o estimare corectă de populație și să zici, da măi, sunt aproape de realitate. Mai există o mare necunoscută. Aveți în vedere că nici măcar Çatal Hoyuk, nici măcar Ierihonul și lista siturilor ar putea continua. Niciunul dintre aceste situri nu sunt săpate complet. Nu știm câte locuințe sunt pe un nivel. Un nivel care corespunde, să spunem, în mod ideal unei generații. Și câte asemenea așezări nu sunt cercetate. Există articole care au încercat la un moment dat să dea niște estimări populaționale vis-a-vis de diferite perioade mai scurte sau mai mari din preistorie sau din neolitic. Dar din punctul meu de vedere sunt un pic hazardante, tocmai datorită acestor necunoscute care v-am spus. În primul rând, nu avem tot setul de date. De-acord. Evident că sunt hazardate, dar niciunul dintre noi nu este specialist, mă rog, în afară de tine, evident. Și cam pe unde ne situăm? 10.000? Nu, mai mult, mai puțin? Adică 5.000, 4.000, cât? Nu vreau să mă pronunț pentru că este un pic riscant. Adică, sincer vă spun, este un pic riscant. Nu te pronunța tu. Spune-ne ce tâmpenii au spus alții. Nu știu, de exemplu, ne mulțumim cu tâmpenile altora. Profesorul Johannes Müller, la un moment dat, pentru un studiu relativ recent făcut pe paleodemografie, estimează undeva, nu știu, 10.000 de oameni pe o zonă, nu știu, Europa Centrală spre Europa de Vest, la nivel de, dacă rețin eu bine, undeva 4.500-4.000. Interval. Ansamblul populației. Exact, da. Aplicând niște formule din acestea cu datele cunoscute și așa mai departe. Dar mie mi se pare riscant, sincer vă spun. Evident că e riscant. Nu, și nici nu
îți spunem ce vrem, vrem să știm ce prostii au spus alții, da? De pildă, nu știu, Ierihonul, da? Cât de mare este Ierihonul? Acum așezările din zilele noastre, adică cât de mare este? Acum vreau să răspund și la întrebarea asta, dar vreau să vă spun o chestiune. Și aia cu spațiu, că un metru pătrat luat evident din formule de calculare a confortului contemporan este acesta, vă dați seama. Adică știi și din zilele noastre că poate ai o casă mare, dar nu e nevoie să trăiască câți metri pătrați un om acolo. Adică poate pot trăi foarte bine o familie simplă, din un bărbat, o femeie și un copil. Nu e nevoie să ai nu știu cât. De aceea și chestia cu dimensiunile construcțiilor este relativă și așa mai departe. Evident. Dar, mă rog, Ierihonul, dimensiunile alea ale așezării preistorice, greu de estimat, pentru că vă dați seama, în bună parte este suprapus de ceea ce reprezintă locuirile ulterioare. Că, în principal, tipul acesta de așezării pluristratificate, care se numesc tel, care tel vine chiar din arabă, care înseamnă movilă, gândiți-vă că pe la noi, aici, prin sud-estul Europei, lucrurile sunt mai simple. Adică au fost aia din Neolitic, s-au mai așezat uneori aia din epoca bronzului, rar aia din epoca fierului, iar ulterior, Evul Mediu, mobilele au rămas ca atare și mulți trecem pe lângă ele, fără să știm, de fapt, că zicem monumente preistorice. Însă, în Orientul apropiat, pattern-ul ocupațional, ele fiind foarte bine plasate în raport cu resursele avute la dispoziție, adică terenurile fertile, surse de apă și așa mai departe, nu de puține ori ai locuiri care îți încep la un moment dat la nivel de neolitic sau chiar de neolitica ceramic și merg până în Evul Mediu. Și atunci este, știți cum este, dacă mai țineți minte când erau săpăturile de salvare în centrul vechi, în București, pe străduțe și era totul deschis. E ceva de genul ăsta, adică genul ăsta de săpături care, da, bun, știm, e vechiul București aici, dar care sunt dimensiunile reale? Ah, da, ne putem raporta la niște hărți din perioada respectivă sau la niște surse despre ce s-a spus atunci, dar noi pe baza datelor arheologice nu poți să estimezi exact cât de mare era. Da, pentru că bine, nu puteai să rămâi construcțiile, să sapi unde ai loc și așa mai departe. Mă tem că trebuie să luăm încă o pauză publicitară și reluăm discuția asta imediat după pauză. Cum să nu?
Am revenit în direct în emisiunea Metopel. Avem ca invitat pe Cătălin Lazar, arheolog, specialist în neolitic. Am vorbit de așa numitul Neolitic Package, da? Marea transformare pe care o aduce neolitic. Am vorbit până în prezent despre tehnologie, sedentarizare, agricultură, domesticire animalelor, urbanizare, evident, și creșterea demografică. Însă vorbeam mai devreme de cimitire, da? Că cimitirele sunt creația neoliticului. Asta mi-aduce aminte de faptul că chiar în această seară Răzvan Ioan începe un curs despre moarte. Wow. Sigur, o abordare filozofică, nimic neolitic în cursul lui Răzvan. Totul nu este filozofic în abordări, nu este problemă. Doar destinația. Destinația e cât se poate de clasică. One way only, toată lumea știe. Cimitire înseamnă și reprezentări asupra morții. Putem deduce, de pildă, din modul în care sunt înmormântați oamenii, anumite ipoteze, nu știu, mă refer la poate la poziția fetală, dacă o regăsim, ce înseamnă, de ce era practicată inhumarea și nu incinerarea, de pildă, dacă incinerarea se răspândește mai târziu. Da? Aceste practici funerare ne spun ceva despre credințele oamenilor din neolitic? Din punctul meu de vedere, evident că da, pentru că fără niciun fel de dubiu, probabil moartea reprezintă elementul sau fenomenul cu impactul cel mai mare asupra existenței celor rămași în viață, fără niciun fel de dubiu. Și acesta este la un moment dat un fel de trigger event sau un trigger fenomen care duce la un moment dat la construcții și proiecții vis-a-vis de ce se întâmplă după și așa mai departe. Ținând seama, la fel cum spuneam și la începutul emisiunii, că totuși perioada de care ne ocupăm, din nefericire, nu beneficiază de surse complementare de informații, inscripții, texte, scrieri, papiri, așa mai departe, care sunt specifice altor perioade mai bine cunoscute, mai bine documentate, în cazul de față, complexele funerare, mormintele propriu-zise pe care le descoperim, reprezintă o sursă foarte importantă. Aș vrea să fac o paranteză totuși, vis-a-vis de, că spuneai, de inhumație versus incinerație, Teodor, mai devreme. Da, într-adevăr, inhumația este dominantă ca rit funerar, însă și incinerația este documentată în această perioadă. Da, dar e drept, e fără niciun fel de problemă, dar este o întrebare, din punctul meu de vedere, extrem de interesantă. De ce anumite comunități, la anumite momente, probabil destul de scurte de timp, care clar foloseau inhumația, aleg la un moment dat să folosească incinerația. Pentru că se ridică alte întrebări, apropo de cum construim întrebări de cercetare, Răzvan, ce spuneai tu mai la început. Dacă acele incinerări de fapt reflectă, nu știu, niște probleme epidemice sau alte probleme, sau nu neapărat o schimbare a credințelor legate de religioase. Știți, Eliade spunea la un moment dat că în general inhumația este asociată cu credințe criptoniene, cele care au legătură cu pământul. Cele care sunt în general bazate pe incinerație merg în zona solară, adică te gândești în altă parte. Mă, sigur, nu cred că are legătură acele cazuri izolate de incinerație. N-au legătură cu schimbarea sistemului religios sau de percepție sau a sistemului escatologic al populațiilor respective, ci mai degrabă cu anumite probleme ale comunităților respective, care s-ar putea să fie niște probleme, s-ar putea chiar sanitare ca în zilele noastre, care de fapt să explice respectiva practică. Bun, dar dominantă este practica inhumării. Practica inhumației. Asta spune ceva despre modul lor de a vedea viața, moartea, despre ideile lor religioase, ne spune ceva? Poate împreună cu podoabele, cu felul în care avem, știu, diverse reprezentări artistice, dacă punem totul la un loc. Da, o să le iau pe rând. O să încep ce ai spus tu, ce ai punctat foarte bine mai devreme, Teodor, cea cu poziția. Deja cu poziția fetală. În principal, majoritatea mormintelor de inhumație documentate în perioada neolitică, că sunt în Anatolia apropiată, că sunt în Anatolia, că sunt în spațiul de european sau în Europa centrală sau de vest și așa mai departe, sunt în poziție fetală. Însă, majoritatea?
Majoritatea sunt poziție fetală, însă acesta... Asta presupune o credință într-un fel de renaștere, de viață după moarte? Nu știu, acum depinde cum încercăm să privim lucrurile. Există o literatură destul de bogată, mă rog, destul de bine documentată, multe studii făcute în acest sens, care în principal cele două tendințe, fie că e poziția de somn, adică somnul etern și așa mai departe, fie că este vorba despre poziția fetală despre care ai amintit și tu și care la un moment dat ar însemna o ciclicitate, adică pornești de la acel punct când ești fetus și de fapt te întorci într-o groapă care este albiată, care mai mult sau mai puțin seamănă un pic cu pântecele și ești în poziția de fetus, adică ciclul respectiv. Însă, asta ne duce și la o viziune ciclică asupra timpului. Exact. Însă poate să fie și este o ipoteză de lucru, dar este doar o ipoteză de lucru, este greu de spus. Pentru că din ce știm, din ce avem lucruri documentate pe perioada aceasta vis-a-vis de practicile funerare, mai știm că în anumite circumstanțe, de exemplu, cei rămași în viață, ritualurile funerare destul de complexe. Ceea ce vedem noi, scheletele în conexiune anatomică, sunt deci doar în mormântările primare. Sunt documentate și în mormântări secundare. Mormântări secundare ce înseamnă? Că am extras anumite oase din mormântul primar, cauza poate să fie oricare. Am dat de el accidental, am săpat, le-am scos fără să vreau. Sau sunt rezultatul unui ritual la un moment dat de extragerea oaselor și la un moment dat, la un moment T, le repun din nou în mormânt. Și o să vin cu niște exemple concrete, de exemplu pentru zona Orientului apropiat, dar și pentru Anatolia. Sunt bine cunoscute, este bine cunoscută așa anumită practică a cultului craniului. Ce înseamnă asta? Înseamnă cranii umane care sunt supramodelate, sunt supramodelate cu lut sau cu bitum în locul ochilor, adică efectiv li se refac fața, în loc de ochi să pun scoici sau pietre, li se trasează anumite detalii anatomice, gen păr, gen urechi și așa mai departe. Și de cele mai multe ori aceste cranii sunt descoperite în așezări, nu sunt descoperite în cimitire. În același timp, în cimitire, nu de puține ori, avem schelete care prezintă gropi de intervenție, sunt în conexiune anatomică, dar fără craniu. Asta ar fi să spunem spre est. O să dau acum un exemplu din partea de vest Anatoliei, unde lucrurile sunt și mai interesante. De exemplu, necropola de la Ilipinar, care este foarte aproape de Bosfor. O necropolă neolitică tipică, la fel în care majoritatea indivizilor aveau capul la locul lor, însă există și indivizi care nu aveau capul la locul lor. Iar în spațiul cimitirului, apropo de organizarea cimitirului, cum erau organizate mormintele, că și acolo poate ar fi fost bine să discutăm, că fie pe grupuri, fie pe șiruri, că și asta e un indicator, adică organizau la un moment dat mormintele mai mult sau mai puțin cum erau organizate construcțiile în cadrul așezărilor. Adică aveau o planificare, nu trântim morți, adică punem morți unde ne taie capul. Deci denotă ideea de organizare. Însă la Ilipinar, aceste schelete fără cranii sunt documentate de asemenea în spațiul cimitirului, însă cel mai interesant, undeva în zona centrală a cimitirului sunt două gropi care sunt pline de cranii, dar cranii nesupramodelate. Pur și simplu cranii care au fost extrase și depuse după aceea depuse în groapa respectivă. Această idee de a extrage oasele străbunilor, oasele înaintașilor și menținerea lor în spațiu domestic, în case, uneori chiar și supramodelarea lor și așa mai departe, totuși ne duce, mergând un pic mai departe de viziunea noastră contemporană, mergând un pic în zona de antropologie culturală și socială, la societăți tradiționale, studiate din punct de vedere etnografic, ne duce la un moment dat la ideea de cult al strămoșilor. S-ar putea ca o axă majoră a acestor credințe religioase din Neolitic să fie axată pe strămoși, pe înaintași. Iar argumentul meu cel puțin este acesta. Atunci când decizi să păstrezi anumite oase, anumite elemente și lucru cel mai important, craniul în așezare, adică propriu zis să-l ai, nu știu, ca pe un bibelou din perioada comunistă, undeva în sufragerie, în living, pus acolo al strămoșului. Ca peștele pe televizor. Exact, exact. Reflectă o legătură puternică a ta, a descendenților, cu ascendenții și viceversa. Și tocmai de-aia, dicotomia asta funerar-domestic, la nivel de preistorie, în ciuda faptului că avem tendința, nu știu, să o vedem exact cum o vedem noi în zilele noastre,
Probabil cred că ea era absentă. Cred că la un moment dat dinamica asta a prezenței celor morți în spațiul celor vii și a celor vii în spațiul celor morți, morți era mult mai puternică și mult mai dinamică decât există în contemporanitate. Am o altă întrebare. Există diferențe sociale vizibile în cimitire? Da, există, dacă este să ne raportăm la obiectele de inventar funerar, dar și la alte elemente de tratament funerar, da, există diferențe. Bun, pentru că lucrul ăsta este frapant în epoca bronzului. Da, când vezi mormintele regale de la Micene, e clar. Ierarhiile sunt mult mai clare. Da. Bun, e mai mult decât ierarhie. Acolo este, mă rog, cultul regelui, da, care este Oanaxul, da, care asigură ordinea cosmică. Evident că n-avem așa ceva în perioada neolitică, dar totuși e o anumită inegalitate socială se vede în cimitire. Acum, dacă e să ne raportăm, că iarăși revenim, că discutăm doar de obiecte materiale care la un moment dat, fără izvoare scrise, care definesc ideile noastre de interpretare a trecutului. Cătălin, chiar și fără documente scrise, e de ajuns să vezi un mormânt regal la Micene ca să fie clar cine, cum, ce fel de societate e. Bun, așa ceva e vizibil în cazul așezărilor neolitice, în cazul cimitirelor neolitice? Da, din punct de vedere al diferențierelor de cantitative și calitative a obiectelor funerare din mormânt, există. Vă dau un singur exemplu, care nu o să mă duc tot în spațiu anatolian sau cel orientul apropiat, o să merg aici în zona noastră a sud-estului Europei, Varna, care toată lumea știe unde este, în Bulgaria. Varna este una din cimitirele din mileniu 5, bine cunoscut, mai ales datorită cantității foarte mari de aur, peste 4 kg, aproape 5 kg de aur descoperite în morminte, sunt formă de obiecte prelucrate și acolo există un mormânt care mormintele noi le numerotăm de la 1 la N. M43, care aparținea unui bărbat care, spre deosebire de restul, sau mă rog, face parte din acea categorie de mormântări în poziție extinsă, adică nu de fetus, are foarte, foarte multe obiecte de aur în asociere, inclusiv un fel de coroană și așa mai departe. Sceptru, efigii de siluete de bovine și foarte, foarte, foarte multe lucruri spectaculoase pentru perioada respectivă, obiecte tipice pentru perioada aceea. Alături de, nu știu, piese din coralină, piese din scoi spondilius, deci nu numai aurul este important. Însă, da, cantitativ, când îl vezi cu sceptru, cu niște simboluri foarte clare, un fel de coroniță, diademă și așa mai departe, și te raportezi la simbolurile de putere bine cunoscute și mai ales în perioadele documentate și cu surse complementare, poți să spui, da, a fost un lider, a fost o căpetenie. S-a și scris chestiunea aceasta. Însă, eu totdeauna am un contraargument pe care pot să-l prezint acum vis-a-vis de cum, într-un fel, practicile funerare prezintă artificial realitățile sociale. Și să vă spun de ce. Gândiți-vă la un mormânt de bulibașe de țigan, contemporan, care, știți, își fac cu termopane, castelașe și așa mai departe. Și gândiți-vă la alea academicienilor din, cum se numește cimitirul, din Belu. Din Belu, da. Gândiți-vă ce diferență este. Un arheolog, dacă ar veni peste 10.000 de ani și ar săpa cavou acela, nu știu, îmi vine unul de la Sibiu în cap, care l-am și văzut, cu termopane, cu aer condiționat și cu toate nebuniile alea, zice, băi, aici a fost clar un lider. O păi da, de gen... e un lider. Raportarea la societatea noastră a fost apropo, un lider al unei comunități foarte mici. Apropo de Belu, da? Când te duci la Belu, în mod evident, cel mai mare mausoleu reflectă exact importanța personajului. E vorba de mausoleul lui Cantacuzino Nababu. Și e clar, da? Dacă mergi la Belu, vezi mausoleul lui Cantacuzino Nababu și vezi mormântul prietenului lui Mihail Paleologu. Are și el un mormânt frumos, nu zic, e bine situat, e marmură neagră, frumoasă, dar vezi făloșenia extraordinară a lui Cantacuzino Nababu și, mă rog, o anumită rezervă în cazul lui Mihail Paleologu. Asta spune ceva. Da? Chiar că erau prieteni, că erau din aceeași lume, de acord, numai că mausoleul Nababului spune tot, domină tot ce este în cimitirul Belu și nu întâmplător că este cel mai mare barosan din Muntenia.
Clar. La perioada spațiotemporală pe care a ocupat-o în acest univers. Evident că da. Da, acum, Cătălin... Nu, dar asta era o paranteză, doar pentru că de multe ori și tendința noastră de a interpreta lucrurile într-o scară de asta, că e frumos, cu șefi, cu conducători, structuri sociale, adică ne-ar explica foarte multe lucruri. Dar e bine să fim un pic rezervați, pentru că asta e de fapt îndatoria oricărui om, da, de știință. Numai că de îndată ce există comerț, de îndată ce există o anumită prosperitate, apar și inegalități. Absolut. E inevitabil. Inevitabil. Întrebarea e în ce măsură apar astfel de inegalități și în ce privește în conducerea societății și apariției războiului. Pentru că ieri când... Da, stai puțin, Răzvan, că mai e o altă problemă de inegalitate, că vreau să ajungem la război, dar e o altă problemă de inegalitate. Mormintele de bărbați și mormintele de femei. Se poate vorbi de o diferență între mormintele de bărbați și mormintele de femei? Nu știu să spun acum, mai ales că sunt discuțiile astea recente apropo de gender balance, mai ales pe plan european și reprezintă un trend care din ce în ce și România îl primește și așa mai departe. Nu mi-este. Doar făceam o glumă, încercam să raportez discuția și la ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Da, orice glumă are un sâmbure de adevăr. Știm asta toți. Trebuie să fii și un pic subtil la un moment dat, Răzvan, că dacă ar fi mai așa serios, gândiți-vă cum ar fi să fim așa serios. Da, suntem academici, vorbim foarte, foarte serios și numai cuvinte frumoase și alese. Nu, trebuie să fii un pic relaxat din punctul meu de vedere. Bun, există diferențe? O să-ți răspund în felul următor. Am dat mai devreme exemplu de la, din Necropola Varna 1, din Bulgaria, la nivel de cultura igumelnița, cel cu foarte mult taur. Mai există exemple și alte exemple de, să spunem, indivizi masculini, care, mă rog, bărbați, cu foarte, foarte multe... cu foarte, foarte multe obiecte și cantitativ și calitativ în asociere cu ei, care ne-ar putea indica, ar putea fi un marker extrem de important asupra poziției sociale sau cel puțin de avere a celor indivizi. Însă la fel de bine există și morminte de femei cu inventar foarte, foarte bogat. De exemplu, vine acum în cap numai un mormânt tot din Bulgaria, dintr-o necropolă contemporană, cea de la Varna 1, de la Devnia, care la fel a avut, înmormântat tot în poziție extinsă și care a avut, tot la fel, nu mult aur, dar a avut piese de cupru, foarte multe podoabe. Iarăși din propria noastră săpătură, de la Sultana, unde avem tot contemporan, 107 morminte, să poate până în prezent. Cel mai bogat mormânt din punct de vedere al bunurilor de inventar, cantitativ și calitativ, este un mormânt de o adolescentă, 14-18 ani și bolnavă, deci clar avea o afecțiune, și care pur și simplu a fost acoperite de mărgele, toate tipurile de mărgele care sunt documentate pentru perioada respectivă. Efectiv a fost imposibil să-l săpăm, a trebuit să-l ducem la muzeu, să-l săpăm câteva luni, să scoatem mărgeluță cu mărgeluță ca să ajungem la oase. Din punctul meu de vedere, cred că mai degrabă putem discuta despre nu neapărat o diferențiere între bărbați și femei și probabil, mult mai sigur, în ciuda, mă rog, reținerilor mele, între anumite grupuri care, în mod cer, acumulaseră, să spunem, mai multe bunuri și care, în mod sigur, aveau și o poziție socială mai bună și ceilalți care erau, să spunem, normali. Acum, ca să vin un pic în completare, că am rămas în zona funerară, apropo de indicator de diferențieri și construcțiile pe care le săpăm în casele pe care le săpăm și le cercetăm în spațiu domestic, și ele nu sunt întotdeauna, să spunem, chiar atât de egalitariene între ele, din punct de vedere al inventarului. Ele clar conțin mai multe lucruri decât altele. Și acesta poate fi, unele au dimensiuni mai mari, unele au o cameră, sunt unicamerale, altele au două, trei camere și mai departe. Și acești pot fi considerate niște elemente de susținere a unor diferențieri între indivizii comunităților respective, care, cum am pornit de la ideea principală pe care ați subliniat-o voi, băi, făceam comerț clar când cineva controlează anumite resurse și probabil acest lucru e valabil și în ceea ce privește recoltele, creșterea animalelor, chiar și probabil sursele de materii prime care erau în proximitate și așa mai departe, în mod sigur să ajunge la un mod de structurare al societății, al indivizilor care formează societatea respectivă și care conduce inerent la ce? La diferențieri.
pe care le vedem fie în construcții, fie le vedem în mormite și așa mai departe. Deci răspunsul meu vis-a-vis pe datele pe care le avem, chiar dacă cred că trebuie să fim un pic reținuți, să nu ne aruncăm capul înainte, există asemenea diferențe. Există asemenea diferențe, dar nu între bărbați și femei, ci între anumite grupuri. Din asta cu grupul mă gândesc numai la politică sau la grupuri infracționale. Între anumite segmente ale societății versus celelalte. Și vă mai pot spune un lucru, cel puțin la nivel de așezări. Și nu o să, tot în spațiul nostru sud-est balcanic, o să revin un pic. S-a observat cu foarte mulți ani de zile în urmă, mă rog, o doamnă arheolog din Bulgaria, Heleta Todorova, a observat la un moment dat că așa numitele așezări de tip tel, acele mobile, pluristratificate, care aici în Balcani, reprezintă un model importat din Orientul Apropiat și din Anatolia, adus de niște populații care au ajuns aici în cel puțin în două valuri, a observat la un moment dat că între diverse tipuri de așezări de tip tel, dincolo de diferențele de dimensiuni, adică suprafața propriu-zisă pe care acestea o ocupau și secvența temporară pe care o ocupau, există și diferențe de tipuri de obiecte care le găsești în interiorul lor. Adică unele au metal, au aur, au cupru, au ceramică de bună calitate, celelalte și mai micuțe și cu chestii mai puține și cu chestii mai, să spunem așa, entry level, calitativ. Și a lansat ideea existenței unor așezări de tip tel care controlau, să spunem, geopolitic așezări mai mici și formau un fel de network sau un fel de pseudo-state. Multă vreme a fost culită. Un moment, se poate vorbi deja de state? Nu. Că e problematic, adică, bun, nu. O anumită inegalitate, înțeleg, că apar niște lideri, da, unii ceva mai, mă rog, mai potenți, mai capabili, de acord, dar state totuși e un salt. Tocmai de-aia și spus că asta a fost ipoteza lansată de Henrietta Todorova la mijlocul anilor 70. Ea a fost criticată destul de vehement multă vreme, însă, ca întotdeauna când cercetarea avansează, ca în orice domeniu, acumulezi mai multe date. Când ai mai multe date, evident și lotul statistic este mai mare și evident te poți raporta la mai multe elemente care îți definesc, să spunem, viziunea ta interpretativă asupra trecutului. Și s-a constatat că, într-adevăr, cel puțin anumite așezări din spațiul acesta, adică nord-estul Bulgariei, sud-estul României, așezări contemporane, sunt, dincolo că cele care sunt de dimensiuni cele mai, au dimensiunile cele mai mari, de multe ori sunt de 3 ori, de 4 ori mai mari decât celelalte, clar au o cultură materială mai bogată și nu neapărat cantitativ că sunt mai mari, ci calitativ. Artefacte unice, obiecte de metal, obiecte de prestigiu, că în general obiectele importate, gen spondilius, chestii aduse din surse aflate la depărtare, la fel ca și obiecte de metal, sunt considerate bunuri exotice care reflectă la un moment dat statutul comunității respective, iar așezările mai mici se încadrează în tipicul normal, adică piese de silex, piese de piatră șlefuită, ceramică normală, nimic spectaculos. Iar toate aceste lucruri, dacă le luăm, le punem, mergem și mai departe, că urmă mai devreme de comerț. Și dacă stai bine să te gândești, te uiți la un moment dat la o hartă geografică, modul de amplasare acestor așezări în proximitatea unor surse de apă, conformația reliefului și îți dai seama că nu poți să iei de nebun să faci comerț într-o perioadă în care nu aveai roata pe unde vrei tu și evident vei urma cursurile de apă și vei urmări această topografie specifică zonei și modul în care aceste așezări, dacă ai trage niște linii imaginare, sunt unite de căile de acces între ele, constați că sunt puține locuri prin care poți să circuli și ele sunt interconectate toate acestea. Iarăși, dacă mergem mai departe la sursele de materii prime majore, mai ales a bunurilor exotice, adică spre Egea, spondilius, mă gândesc, coițile spondilius în care se făceau în principal podoabe, sau sursele de cupru, mă gândesc la Rudna Glavna, în teritoriul ex-Iugoslaviei, unde e o mină documentată, de unde clar unele piese prezente, inclusiv în spațiul nostru, au sursă acolo de proveniență și cum putea ajunge materia primă în zonele astea, constați că nu numai că avem un network comercial, o rețea comercială destul de bine pusă la punct care asigura contactul, nu numai pentru bunuri, și pentru circulația veștilor, probabil și a ideilor și a inovațiilor, dar există din loc în loc o așezare mai mare, foarte bogată, care în mod sigur reprezintă un nod de control a surselor și a resurselor care circulau în anumită arie. Și inerent nu poți să te gândești că nu controlau și celelalte așezări satelitare mai mici aflate în proximitate, nu știu, 10-15 km și așa mai departe.
care ne oferă totuși un alt gen de imagine asupra acestor comunități. Adică nu erau doar niște săteni care, sau niște comunități care au venit și ei de undeva din Anatolia, au colonizat Europa și au făcut și niște sătuce și trăiau frumos, unii în așezări mai mari și mai bogate și alții în așezări mai micuțe și mai modeste, să spunem, nu sărace. Și ridică anumite probleme, anumite probleme de control, pentru că cum poți la un moment dat să nu intri în conflict? E o întrebare foarte interesantă. Mai multe comunități care împart un spațiu delimitat cu resurse, bun, să spunem, mai nu neapărat limitate, dar mai accesibile decât în prezent, cum poți la un moment dat să coabitezi fără să intri într-un conflict? Da, și cu asta exact la ceea ce spunea Răzvan. Lui Răzvan de mai devreme, numai că trebuie asta, aici am vrut să ajung publicitară și vreau okay, să reluăm problema conflictului și a războiului sau a non-existenței războiului. Așa, în da, perioadă neolitică. Pauză și reluăm această problemă okay, esențială. Ok. Am revenit în direct în emisiunea Metope. Vorbim cu Cătălin Lazar despre neolitic și abordasem chiar înainte de pauză o problemă foarte importantă, cea legată de conflict, război sau non-existența războiului. Sigur, Răzvan și cu mine ne gândim la Thomas Hobbes, la Homo homini lupus, da? Viziunea asupra stării pre-sociale, da? Războiul tuturor împotriva tuturor. Eu îți spun că parte, da, avem teorii. Sunt foarte îngrijorat, pentru că dacă în perioada asta nu prea avem război, înseamnă că s-ar putea ca Rousseau, care vorbea despre armonia primordială între oameni, să fie avut dreptate și mie nu-mi place. Da, acum mai este, da, este o faimoasă autoare americană, mă rog, de origine din Europa de Est, mai exact din țările Baltice, Maria Gimbutas, da? Care
a reciclat teoria matriarhatului a lui Bahofen, da, din secolul XIX, teorie de-al minte care l-a influențat și pe Karl Marx. Da? Da, Karl Marx era, citise pe Bahofen, fusese foarte impresionat de teoria matriarhatului. Putem oare vorbi de matriarhat în neolitic? Bun, și asta are legătură, evident, cu ideea de pace eternă în neolitic. Adică bărbații erau potoliți, nu aveau puterea și nu existau războaie, da? Pentru că peace and love, nu e așa, totul era liniștit. Cât de pertinentă este această imagine? Nu știu, Teodor, nu știu, Răzvan, ține seama că suntem între 1 martie și 8 martie, poate ar fi bine să spunem pe de dragul sexului frumos, da, era într-adevăr matriarhat și într-adevăr, da, femeile erau la putere, însă, revenind un pic la realități, cum bine ai remarcat, teoria formulată de Maria Gimbutas în anii 60 și perpetuată de foarte mulți arheologi, trebuie reținut acest lucru, nu cred că are neapărat o bază reală, pentru că tocmai ce am discutat mai devreme, când am discutat de practicile funerare, apropo de markerii care avem, de diferențieri sociale și mai ales de statut prin prisma cantitativă și calitativă a artefactelor asociate în morminte, am dat niște exemple atât de femei cât și de bărbați. Pe de altă parte, revenind la celebra sintagmă, cea cu pacea, cea unei lumi lipsite de conflicte. Bun, a existat o doamnă care, bun, nu știu dacă neapărat era arheolog, dar era probabil un foarte bun teoretician în ale arheologiei, spun așa, Mimi Lobel, care ea la un moment dat a discutat de așa numita pace de 1000 de ani. Cum evident, Mimi Lobel. Lobel. Da, pot să-ți dau referința. Da, nu, dar vreau să... Bun, eu oricum o să obțin referința de la tine, dar aș vrea să audă cei care ne ascultă, da? Deci Mimi. Da, Mimi. Mimi. Lobel. Lobel. Da, titlul nu știu pe deasupra, recunosc, dar asta cu sintagma asta, pacea celor 1000 de ani, mi-a rămas foarte bine în minte și tocmai de aceea l-am utilizat și ieri. Evident, cei 1000 de ani nu reflectă de fapt scara cronologică la care discutăm vis-a-vis de neolitic, însă era ca o idee de ceva foarte mult, vreau să-i exprim de fapt o perioadă cronologică mare, adică o perioadă de timp mare, 1000 de ani. 1000 de ani, de fapt asta era ideea principală cu cifra 1000, nu neapărat că reflectă. Bun, niște... Eu dacă înțeleg bine, am citit și eu câte ceva, uite, vorbeam de o carte a lui Jean-Paul de Mule, da? E un foarte bun arheolog francez, am citit câteva cărți ale lui și spune și el că pentru perioada neolitică nu există urme de masacre. Mai exact despre asta e vorba, da? De masacre. Adică de distrugere a unei așezări, mă rog, o distrugere voită, da, proiectile, săgeți, da, căsăpire, da, nu sunt urme numeroase, da, sau foarte puține. Sunt foarte puține. Foarte puține. Și asta ne duce cu gândul la, nu la absența conflictului, că asta ar fi deja utopic, însă nu, e vorba de o absența unor războaie organizate. Asta are legătură cu ce discutam mai devreme și anume faptul că sunt entități totuși non-statale. Nu suntem încă într-o, la stadiu de stat, de organizație statală cu monopol al violenței, cu armată, aparat birocratic și așa mai departe. Instrumente de control, adică... Da, deci nu suntem acolo și atunci sigur că și războaiele nu apar, oricum nu sunt documentate din câte înțeleg, adică chiar avem o absență a masacrelor, a violenței pe scară mare. De acord, asta am încercat de fapt și să punctez atunci când am discutat în ultima parte a emisiunii despre acele rețele, modul în care se putea face comunicarea din punct de vedere a reliefului, modul în care sunt plasate așezările și faptul că există anumite așezări mai mari și mai bogate decât celelalte în anumite, să spunem, puncte nevralgice, puncte de control. Da, nu putem vorbi de state, probabil, dar în mod sigur de o rețea de control a acelor elite, să le spunem elite, acele clase superioare, celor care clar acumulaseră mai multe bunuri materiale și, în mod cert, bănuim, intuim că aveau o poziție socială mai mare.
Că exact. Barosani, că și clasă socială e mult spus, probabil. Barosani. Exact. Dar asta mi-aduce aminte de o altă, de un titlu celebru de volum vis-a-vis tot de neolitic, care se numește așa, Living Well Together, care este de Alistair Whittle și Douglas Bailey, care o culegere mor de mai multe articole cu contribuții de mai mulți specialiști, dar care iarăși reflectă foarte bine filozofia de viața acestei perioade, Living Well Together, adică e exact ca pacea celor de 1000 de ani, adică e wow din punctul meu de vedere. Și într-adevăr, pe baza dovezilor arheologice, cam așa stau lucrurile. Pentru că da, într-adevăr, trebuie să reținem, există urme de violență domestică, multe dintre ele chestii care pot fi, nu neapărat, sunt urme de accidente iarăși. Păi, cine pe cine bătea în cadrul violenței domestice? Te las să ghicești, am spus mai devreme, suntem între 1 și 8 martie și totuși așa un omagiu, cel puțin digital, că toți suntem online. Bun, deci, pe scurt, în neolitic, bărbații erau aia bătuți. Fără nici fel de discuție, întotdeauna, la table, clar, asta. Da. Dar, dincolo de aceste urme de violență domestică, mai există și urme care, în mod sigur, au de a face cu diverse accidente. Multe dintre traume, gen fracturi și așa mai departe, sunt vindecate, nu sunt neapărat cauzatoare de deces în cazul indivizilor respectiv. Avem chiar și, nu știu, dovezi mai mult sau mai puțin de anumite intervenții, gen trepanații, care ne duc într-o zonă, să spunem, premedicală a anumitor intervenții, dar iarăși e discutabilă și poate asta poate să fie la un moment dat un subiect pentru o altă emisiune. Despre medicină neolitică. Nu neapărat de preistorie, până ar fi interesant din punctul meu de vedere de pornind la un moment dat de la primele dovezi din paleolitic să mergem inclusiv în antichitate, unde știi și tu că avem de-a face deja cu, nu cu o industrie, dar cu o specializare foarte clară. Atât din punct de vedere al filozofiei de joc, pornind de la miturile celebre, cum și în ce fel, unele dintre ele perpetuate și în jurământul știm noi cui din zilele noastre, dar terminând și cu instrumentar și cu tot ce înseamnă la un moment dat grija noastră, mă rog, oamenilor față de sănătate, de nivelul de sănătate. Poate fi un subiect foarte interesant și care poate să referă la un moment dat și filozofii și viziuni diferite de la preistorie, la antichitate, evul mediu, să nu uităm în evul mediu chestia cu spălatul și restul lucrurilor apropo de igienă. Adică ar fi un subiect foarte interesant din punctul meu de vedere și inclusiv un subiect pasionant de curs, adică eu tare m-aș bucura să țin niște cursuri la Casa Valorilor. Exact, da, poate. Poate să fie mai asta. Am o altă întrebare. Bun, vreau să răspund și la chestia cu violența, că am spus chestii accidentale, cele care sunt clar domestice și există câteva cazuri care într-adevăr putem să discutăm de indivizi executați. Însă cum primim aceste lucruri? Sunt undeva, să spunem, timpul de neolitic dezvoltat, ca să le plasăm așa bine în timp pentru ascultătorii noștri, undeva 5500, probabil 5000-4900 înainte de Hristos, să ne raportăm la cronologia binecunoscută. Sunt în Germania, sunt inclusiv în România la, mă rog, sunt un pic mai încoace, adică sunt undeva până 4500 cele de la Lumea Nouă, în zona Alba Iulia. Și acolo grop, sunt grupe de cafteală? Grop comune, efectiv un fel de grop comune în care avem 10-100 de indivizi înmormântați, care sunt de cele mai multe ori dezarticulați, adică au fost aruncați și datorită proceselor post-depoziționale de degradare a materiei organice. Multe oase prezintă urme de intervenție, adică de lovituri și așa mai departe, care pot reflecta, nu știu dacă conflicte în sensul de război. Poate să fie și un rezultat al unor acte, nu știu, conotații în zona ritualurilor, pentru că dacă ne gândim un pic și iarăși ne uităm la zona antropologiei, antropologia culturală și socială, cazuri de societăți de pe diverse părți ale lumii, că e America de Sud, că e Africa, că este zona Papua Noua Guinee, unde diverse triburi care mai mult sau mai puțin trăiesc pașnic, se întâmplă uneori, să se întâmple, nu știu, evenimente cu impact social care nu conduc neapărat la un conflict armat în sensul de război, ci impun anumite tipuri de sacrificii. Am o întrebare legată de... Și atunci, urmele de violență pot fi legate și de zona sacrificiilor, nu neapărat de zona conflictelor. Ce vârstă aveau? Erau bărbați, femei? Putem să ne dăm seama și pasări.
Cam toate categoriile de vârstă, uite, nu vreau să spun prostii, nu mi-amintesc dacă sunt la un moment dat subadolescenții reprezentate indivizi, adică gen ceea ce înțelegem prin noțiunea de copii în respectivele descoperiri și nu vreau să spun o prostie ca să... Dar în mod sigur adulți și subadulți, adică la nivel de adolescenți, sunt reprezentați ambele grupe de gender, să spun așa, fără nicio adică și bărbați și femei, clar. Exact. Însă cazurile sunt puține, sunt foarte puține, adică sunt probabil sub 20 pe o perioadă, nu știu, de 4.000 de ani pe toată zona Europei. Iar în Orientul Apropiat, dacă stau bine să mă gândesc, și Anatolia, nu cred că mi-amintesc de ceva similar. Sunt cei care sunt fără cranii, craniile extrase, dar care reprezintă alt gen de practică, după cum am spus și anterior în emisiunea dumneavoastră. Dar depunerea asta de indivizi, să spunem, care indică că au fost aruncați, să spunem, adică cu mai puțină atenție din punct de vedere al tratamentului... Cătălin, uite, noi am vorbit acum despre trăsături comune ale neoliticului. Da? Da. Însă, hai să abordăm și diferențe în interiorul neoliticului, da? Pentru că trăim în anul 2021, da, în aceeași perioadă și vedem diferențe foarte mari, nu știu, între București și Bangkok sau București și Buenos Aires, da? Fără a mai vorbi de alte tipuri de așezare. Da? Deci, ce vreau să întreb e, între situri din aceeași perioadă, ce diferențe vedem? Da, nu știu, între... nici nu știu dacă sunt din aceeași perioadă, nu știu, Chatal Hoyuk și Ierihon, da? Sunt sunt evident că sunt multe asemănări, dar bănuiesc că există și diferențe. La fel cum există, nu știu, diferențe între cucuteni și altă cultură din aceeași epocă sau aproximativ din aceeași epocă. Da, am înțeles întrebarea. Este o întrebare foarte bună, pentru că la un moment dat variabilitatea probabil definește cel mai bine civilizația umană de-a lungul timpului, indiferent că vorbim, nu știu, de paleolitic, neolitic, antichitate sau epoca modernă. Și atunci, dincolo de acel set comun de elemente care sunt definitorii și de progres, să spunem, pentru această perioadă pe care o tratăm în emisiunea de față, evident există și particularități. Iar particularitățile... evident, eu cred că sunt generate tocmai de dorința, mă rog, poate sună așa, egoistă a fiecărei comunități sau a fiecărei indivizi, a celor care erau la un moment dat, de a se diferenția de ceilalți. Și atunci lucrurile conduc la anumite particularități zonale, regionale, între diferite situri, cum bine ai remarcat și tu, Teodor, și ai punctat foarte bine vis-a-vis de situația contemporană. Eu aș merge un pic cu exemplele, ca să nu ne complicăm cu Orientul Apropiat, aș merge un pic pe sud-estul Europei, pentru că lucrurile sunt foarte clare. Un tip de diferență care există și poate fi, să spunem, decelat din punct de vedere arheologic, este apropierea de matricea originală de pornire de genetică, de diseminare a acestui neolitic package. La ora actuală, pe baza datelor de paleogenetice, știm clar că primele grupuri de populații care ajung în Europa să colonizeze, acei first farmers, care vin cu oaie, capră, vacă, plante domesticite, ceramică, toate de origine anatoliană, vin undeva din nord-vestul Anatoliei. Știm clar lucrul acesta. Ating undeva, trec pe uscat, pentru că unde Bosforul și Dardanelele astăzi a existat un izb care a fost rupt în urma unui eveniment catastrofic în jur de 7000 și ceva înainte de Hristos. Adică Marea Neagră era un lac. A fost un lac exact până la un seism destul de puternic care a condus la ridicarea plăcii de vest a Mării Mediterane și s-a dus la ruperea izmului. Deci primii coloniști, să spunem, neolitici care vin din Anatolia în Europa, vin pe calea uscatului, nu vin în niciun caz pe calea apei. Asta nu înseamnă că ei nu navigau, pentru că avem dovezi, gândiți-vă Cipru. Cum a fost, de exemplu, Cipru sau Creta neolitizată? Iar neoliticul de acolo, de exemplu, cel puțin din Cipru, este mult mai timpuriu decât ceea ce se întâmplă la noi, să spunem, în nordul peninsulei balcanice, și mult mai timpuriu decât ceea ce se întâmplă în Europa Centrală și de vest și așa mai departe. Ceea ce înseamnă, în mod cert, fără niciun fel de problemă, că aveau și cunoștințe de navigație. De altfel și anumite reprezentări, nu știu, miniaturi și lucruri de genul acesta
Dar dacă, nu știu, n-aș vrea să spun prostii ca, dacă sunt chiar din perioada asta, dar cred că există și embarcațiuni germanoxil la un moment dat care sunt datate în perioada asta a Neoliticului, ne indică în mod cert că și navigau. Însă, diferența, o să mă opresc un pic asupra Greciei. Grecia a fost una din primele zone colonizate din Europa. Fac abstracție de partea europeană a Turciei, care, bun, era cea mai aproape de is și, în mod cert, acolo au apărut. Însă, ce observăm noi în Grecia? Diferențe majore, să spunem, între sudul peninsulei balcanice, între sudul, între Grecia, să spunem, nordul peninsulei balcanice, unde ne aflăm și noi. În primul rând, modul de apariție acestor așezări de tip tel, pluristratificate, este mult mai devreme, adică cu aproape 1000 de ani mai devreme decât, cu mai mult de 1000 de ani, pardon, față de când apare acest model de locuire în nordul munților Balcani. Apoi, foarte multă arhitectură de piatră. Bun, și să spunem relieful și sursele care le aveau la îndemână i-a ajutat foarte mult, însă din multe puncte de vedere, elementele arhitectonice pe care, nu știu, sunt la un moment dat realizate în așezări precum Sesclon, Dimini, care pot fi, nu știu, pentru public chiar puncte care pot fi vizitate dacă se ajunge în Grecia fără niciun fel de problemă, sunt mult mimetic, foarte bine o reflecție a ceea ce se întâmplă în Anatolia. În schimb, când vorbim despre nordul peninsulei, când apar această civilizație de tip tel, lucrurile s-au cu totul altfel. Se bazează în principal, este definită o arhitectură bazată pe sistem de paiantă în principal, adică cum vedem și la țară în ziua de astăzi, structură de lemn și lipitură de lut, adică niciun fel de diferență între ceea ce vedem... Chirpici. Civilizația chirpiciului. Păi, uite, Petre Guran, bunul meu prieten, da, a construit o clădire întreagă în chirpici. De altfel, la el, Petre Guran, a făcut o așezare neolitică, îmi vine să spun, în pădure. Da? A recuperat pădurice și a construit acolo o serie de clădiri, eu le zic neolitice și chiar spun că este The Neolithic College. De-al minte, Cătălin, trebuie să mergi să studiezi așezarea neolitică de la Bunești, din anii din urmă. Da? Așteptăm Ctitorie, mergem împreună! Epoca de bronz. Ctitorie Petre Guran și Ana Maria Guran, da, sunt împreună, au creat o așezare neolitică. Însă vreau să pun o întrebare pentru ultima parte a emisiunii, da, că ne apropiem de sfârșit și aș vrea să știu cei care ne ascultă, da, în perioada asta nu prea unde să meargă în afara țării. În România, slavă Domnului, avem niște așezări neolitice și unde ar fi să mergem? Da? Să începem cu România și după aceea să mergem în Bulgaria, Turcia, da? Hai să vedem în România ce putem vedea. Da, din păcate, din perioada aceasta de care mă ocup și despre care am discutat în emisiunea voastră, lucrurile nu sunt atât de bine puse la punct din punct de vedere al prezentării către public. Ceea ce reprezintă din punctul meu de vedere, mă rog, știm cum ne vindem noi cultura, nu are rost să povestim că nici alte lucruri mult mai emblematice pentru turismul arheologic, gen Histria, Adam Clisi, dacă ați fost recent pe acolo, știți care este stadiul lor de prezentare? Adică e deplorabil din punctul meu de vedere, n-are de-a face cu o țară membra Uniunii Europene în 2021. Când am fost la Histria, oricum e foarte frumos la Histria, foarte interesant, dar era vara și efectiv muream de căldură în muzeu, era cumplit, inimaginabil, mai rău decât afară, da? Și am rezistat cu stoicism pentru că eram foarte interesat. Însă e de groază. Pasiunea bate la un moment dat condițiile meteo. Nu știm asta. Da, în jurul Bucureștiului, de exemplu, dacă vreți să vedeți artefacte neolitice, recomandările mele ar fi să mergeți la Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu, care este vis-a-vis de universitate, bine cunoscut, dar și la secția din Severeanu mai au obiecte și așa mai. Consultarea paginii web vă va ajuta. Sau la Muzeul Național de Istorie a României. Dacă vreți să vizitați situri, cu toate că au fost multe așezări de genul acesta în proximitatea Bucureștiului, din păcate, lucrările care s-au făcut de amenajare și așa mai departe au condus la degradarea lor sau la dispariția lor. Inclusiv așezarea de tip tel de la Glina este în bună parte afectată de ceea ce cunoaștem toată lumea. Când spui Glina, la ce te gândești? La groapa de gunoi de la Glina. Cum? Nu te gândești la o așezare neolitică? Eu da, sau cei care mai știu. Din păcate, asta e realitatea și cum ne tratăm trecutul.
Însă există variante... Așezarea de la Glina e cu totul distrusă? Pe de o parte a fost folosită ca groapă de împrumut, pe de altă parte a fost săpată ceva mai mult în anii, în perioada interbelică, însă mai există acolo un rest. Noi am reușit să facem în cadrul unui proiect acum câțiva ani de zile o serie de prospecțiuni non-intruzive care au implicat efectiv să dăm toate obiectele de metal pe o zonă destul de mare, dar n-aveai cum să faci, că altfel aveai erori, îți dădeau tot felul de semnale care ți-ar fi influențat datele pe care vrei să le colectezi. Și efectiv am făcut o curățenie la mână, să spun așa, că nu puteam să facem la altceva și am reușit să facem niște prospecțiuni. Însă în proximitatea Bucureștiului există niște variante, să spunem, de așezări de tip tel care ar putea fi văzute foarte repede, adică într-o jumătate de zi, în weekend, se poate merge foarte repede și ajunge. Una dintre ele ar fi așezarea de la Gumelnița, care este chiar la 4 km de orașul Oltenița. Este, din păcate, foarte prost semnalizată, însă dacă la intrarea în Oltenița faci stânga spre drumul județean spre Călăraș, undeva pe partea stângă, la un moment dat, ne vedea un deal rupt de terasă mare, care este așezarea de la Gumelnița. Din păcate, este prost semnalizat. De asemenea, acolo ai ce vedea? Doar movila. Din păcate, nu există nicio amenajare, cu toate că o cercetare pe care eu o coordonez, în absența unor fonduri care să-mi permită să construim ceva acolo, să conservăm, n-am cum să las. O săpătură nu poate fi lăsată deschisă, pentru că se degradează. Evident. Este un proces de eroziune. Cei la cea talpiu, că știi că am discutat și așa mai departe, ai văzut ce domn de sticlă frumos cu aer condiționat au acolo unde se desfășoară săpătura arheologică. Acolo te poți duce oricând și ca turist să vizitezi chestii de acum 7.000-8.000 de ani fără niciun fel de problemă. Bun, deci... Fără așa ceva, vezi doar monumentul, vezi doar movila și atât. Deci trebuie să mergem în Turcia ca să vedem ceva. Sau în Grecia, poate să fie sesul. În Malta există, pentru că știu că și acolo sunt niște vestigii foarte vechi. Cu Neoliticul din Malta și cu celebrele temple de Malta, că bănuiesc că la ele te referi, lucrurile sunt, e o întreagă discuție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Malta. Malta, în ciuda faptului că este o destinație turistică, un loc care curaj în istorie, datorită, mă rog, apartenenței anumitor ordine. Da, sigur, bună. Lugărească așa mai departe. Măi, legat de Neolitic, acolo, da, într-adevăr, există un tip de temple destul de care le mai regăsești la un moment dat și în Sardinia și în Corsica, dar mă rog, la altă scară, care un fel de melanj la un moment dat între, să spunem, ceea ce se întâmplă undeva spre finalul Neoliticului, în zona, să spunem, atlantică, și influența din nordul Africii. Acolo e un caz mai particular. Da, există neolitic acolo, da, e o neolitizare mai târzie din punct de vedere cronologic față de ceea ce se întâmplă în bazinul Mării Egee și ceea ce se întâmplă la noi în zona Balcanilor. Iar ce vom vedea acolo este un punct care poate fi, din punctul meu de vedere, o recomandare de vizitat turistic, pentru că templele respective realizate în principal din roci, foarte bine realizate, sunt foarte bine puse în circuitul turistic. La fel, Chirochitia, în Cipru, reprezintă o locație fantastică. Bun, e departe, am înțeles. Mergem în Turcia, mergem în Malta, dar mai aproape ceva, adică să nu uităm, nu putem circula ca înainte de pandemie. Și pun asta întrebarea, Răzvan, te rog, înțelege-mă, pentru ascultătorii noștri, ca să poată săracii merge undeva, unde? Un loc care ar putea fi și are, beneficiază și de un muzeu de sit și care este contemporan cu ceea ce vorbeam mai devreme de situl Legumenți, ar fi situl de la Cucuteni. Situl de la Cucuteni. Da, dar e la naiba în praznic în județul Iași. Iar paznicul de acolo își amintește ce grozav era domnul tovarășul prim secretar Ion Iliescu. Nu inventez nimic. Când am fost da, la nu te cred. Paznicul de acolo tot vorbea de Iliescu, dar de Iliescu din anii 70. Oh, ce bun era. Nu el prezidentul din anii 90. Da. Și că a venit pe acolo la Cucuteni și a dat indicații prețioase și nu știu ce au găsit. Bun, dar sigur, la Cucuteni e de văzut, dar nu este enorm, să ne înțelegem, este destul de mititel totuși. Da, eu sunt de acord cu tine, dar ar fi singura locație în care s-ar putea merge să vezi ceva cât de cât, adică ai și situl, ai și un muzeu de sit lângă ceva similar cu Histria, la nivel de preistorie. În rest, ce pot face recomandare, ce am spus, că e Gumelnița, că vezi o movilă în câmp, sau că vă trimit la Sultana, unde avem cealaltă cercetare, unde la fel, pe malul apei, vei vedea un peisaj superb, și o movilă care se potrivește să se acoperite, că v-am spus, se degradează. Nu ne permitem
luxul de a distruge și mai mult secvențele de istorie, pentru că e vorba și de o responsabilitate profesională, la un moment dat, vis-a-vis de ceea ce facem și colectarea datelor pe care o realizăm, în afară de o movilă și un peisaj frumos, nu se va putea vedea altceva. Da. Pentru că, din păcate, nu se investește în genul ăsta de atracții turistice care ar putea, din punctul meu de vedere, să fie, nu știu, un brand de țară, pentru că, cu tot respectul, și că voi sunteți mai mult apropiați de partea de antichitate și așa mai departe. Însă, vă spun un mic secret. Nu uitați, ce a fost, de fapt, în perioada grecească, coloniilor grecești? Ce a fost în perioada Imperiului Roman, zona asta? A fost o zonă de margine, o zonă de periferie. N-a fost corul de civilizație și așa mai departe. Aveți în vedere că neolitic, apropierea noastră de matricea originală în Anatolia a creat din această zonă un fel de cor. Am înțeles. Deci în neolitic era mai important decât ulterior. Adică neolitic era mai aproape de centru, după aia ne-am situat la periferie și la periferie am rămas până acum. Teodor, eram cam cum vedem noi astăzi Europa de vest, cam vestul Europei la acel moment era în estul Europei, zona Greciei, România, Bulgaria și așa mai departe. Polul de civilizație și cultură. Iar eram mai aproape de centru. Exact, iar cei mai sărăcuți, adică rudele de gradul 3, cum suntem noi astăzi, era exact unde sunt astăzi țările super dezvoltate. Cu gândul ăsta vă propun să terminăm emisiunea, că este un gând consolator. Da? Deci când neolitic... Iar roata istoriei se învârte, nu uita asta. În neolitic am fost și noi mai aproape de centru și asta mi-aduce aminte, și cu asta chiar vreau să închei, de marele prieten al tatălui meu, marele indianist Sergio Algeorge, care avea o vorbă mereu citată de prieteni până mult după ce a murit el, spune așa: neoliticul, măi dragă, neoliticul. Da? Și cu acest citat în minte vreau să încheiem emisiunea. Îți mulțumesc foarte mult, Cătălin. Eu vă mulțumesc mult și rămânem în legătură, dragilor. A fost o discuție minunată. Sper că v-a interesat pe toți această incursiune în neolitic, acest moment de cotitură a evoluției umanității, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.